Carmen Tronea este medic de familie și a rămas fără rețetar încă din data de 9 februarie. De atunci este nevoită să-și reprograme pacienții și să-i roage să înțeleagă situația. De o săptămână, pacienții sunt amânați de la o zi la alta sau li se recomandă achiziționarea medicamentelor la preț integral, în cazul urgențelor. Ieri am fost chemată să mi se dea două stopuri și deja astăzi le termin, că de joi am rămas fără și am stat ieri toată ziua și am făcut din urmă și astăzi, până astăzi mi-ajung și se pare că astăzi seară ajunge mașina cu ele. Nu știu să vă spun, mâine dimineață să mă întrebați. Atunci, în momentul în care nu erau și m-am dus la doamna directoare, dânsa nici nu știa că nu sunt. S-a agitat și, în fine, a rezolvat într-un fel problema. Depinde, sper să vină până mâine. Comanda pentru formularele tipizate a fost trimisă către Imprimeria Națională cu aproximativ 2 săptămâni în urmă. În mod normal, în 5 zile, acestea trebuiau să ajungă în Mehedinți. Întârzierea a fost generată de vremea rea, spun reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Noua mașină trebuia să ne vină vineri, vinerea trecută. Luni am fost anunțați că nu poate ieși datorită faptului că în București nu s-a putut circula și au fost blocate circulația, drumurile, am înțeles că o parte din ele au fost închise și n-au putut ieși. Iar luni am fost anunțați printr-un comunicat de presă a Imprimeria Națională, cum că nu o să poată să ajungă în această săptămână. În urma unor discuții purtate cu reprezentanții Imprimeriei Naționale, conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mehedinți a precizat că problema ar putea fi rezolvată până mâine, urmând ca rețetele tipizate să ajungă la medicii de familie.